Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ultima săptămână poate da un curs nou războiului pe care Rusia îl poartă în Ucraina. Rusia a anexat ilegal 4 provincii din Ucraina pe care le numește acum teritoriul său și multă lume spune că războiul se va stabiliza în jurul acestora și poate lucrul ăsta o să ducă la negocieri de pace. Alții spun că e vorba de o escaladare, mai ales că Ucraina a depus o cerere de aderare rapidă în NATO, iar 10 state sprijină acest demers. De fapt, către ce ne îndreptăm? O să deschid liniile imediat la 0372069599. O să vă întreb, printre altele, dacă trebuie primită Ucraina în NATO. Înainte însă, l-am invitat pe domnul Claudiu Degeratu, expert în securitatea națională, să ne fie astăzi alături. Bun găsit, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Astăzi, ce se întâmplă pe front, dacă e să începem de aici, domnule Degeratu, în aceste 4 regiuni pe care Rusia le consideră de acum tehnic teritoriul său, deși asta e ilegal, sunt lupte în aceste 4 regiuni? Sunt lupte și mai important este că avem o contraofensivă ucraineană sustenabilă, care continuă, mai ales, vedeți, confirmarea cuceririi Limanului este dovada clară că această contraofensivă menține inițiativa de partea ucrainiană și trecerea în defensivă a dispozitivului armatei ruse, care dispozitiv, bineînțeles, nu e chiar atât de bine pregătit, cu linii defensive secundare și vedeți că au loc, de fapt, niște retrageri cam semi-dezorganizate, așa. Regrupări, cum le spun rușii. Exact, da. Da, și termen de care, sigur, internetul râde. Bun, dar asta înseamnă că suntem în acea teorie în care Rusia poate spune în momentul ăsta, domnule, ne este atacat teritoriul, nu? Adică, da. În retorica lor, atenție, asta spun, în retorica lor, asta pare că se întâmplă. Da, și bineînțeles că asta înseamnă o angajare a și puterii legislative și puterii prezidențiale din Rusia în această logică a pașilor care îi forțează să ia niște măsuri pentru apărare teritorială și se leagă de ideea acestei mobilizări care s-a făcut înainte de anunțul oficial și de celebrarea, între ghilimele, aderării. Deci, în cazul acesta, Moscova pur și simplu va dezvolta sistemul de apărare pentru aceste 4 regiuni ca și când ar fi propriul teritoriu cunoscut din tratatele internaționale de până acum. Și asta ce înseamnă, domnule Degeratu? Adică ce poate să facă Rusia? Eu vă întreb și direct, pentru că multă lume se teme de o amenințare nucleară. Și există voci care spun și la Moscova, dați-le, domnule, o bombă tactică mică și cu asta terminăm povestea. Putem să interpretăm și în sensul acesta prevederea din decretul prezidențial care se referă la strategia nucleară rusă, unde se spune că în cazul în care cursul conflictului afectează inerent, să zicem, gradul de succes al armatei ruse în propriul teritoriu, în acel moment se poate discuta de o lovitură preventivă nucleară. Deci este o interpretare a ceea ce există deja în acest tratat și sigur că probabil că propaganda rusă mizează chiar pe acest tip de interpretare pe care vi l-am prezentat pentru a încerca să pună presiune pe vest, care vest trebuie să pună presiune pe Ucraina să stopeze contraofensiva. Deci cumva s-a încercat un complex de măsuri propagandistice rusești plus măsuri politice și militare prin care vestul e forțat să solicite o temperare a contraofensivei ucrainiene, dar șansele sunt foarte slabe. Capacitatea lui Putin de a mai tempera sau de a intimida liderii europeni a scăzut extrem de mult. Credeți că Ucraina va intra în NATO? A fost depus o cerere de aderare rapidă, fast track, cum ar spune englezii, dar e posibil? Sunt 10 state, inclusiv România, care sprijină lucrul ăsta. Da, noi sprijinim din 2008 și eu personal sunt de aceeași părere tot din 2008. Țările noastre susțin din 2008 de la summitul de la
Bucureștii, acordarea invitației, pentru că una este acordarea invitației, alta este intrarea în NATO. Trebuie știut de asemenea că nu există o procedură rapidă de intrare în NATO, există o procedură mai lentă sau mai rapidă de a construi consensul. Adică aliații să decidă la unison că Ucraina trebuie să primească invitația de a intra. Vedeți că pentru Finlanda și Suedia acest proces a durat fantastic de rapid, a fost foarte rapid și de aici probabil că a rămas în, cum să spun eu, Kievul a fost interesat să folosească simbolic ideea de procedură rapidă. Dar ca să fie un răspuns în oglindă la anexarea pe care a făcut-o Putin. Asta nu înseamnă război mondial dacă Ucraina intră în NATO? Nu. Nu? Nu. Înseamnă poate că să însemne și că Rusia poate fi descurajată să mai atace, să mai atace în Ucraina. Adică vă gândiți că e posibil ce Rusia să plece din cele patru regiuni? Gândiți-vă, nu, asta este o altă discuție legată de evoluția conflict. Gândiți-vă că Putin a decis că spațiul rusesc, teritoriul rusesc este acum inclusiv cele patru regiuni, da? Iar Ucraina decide că Ucraina este NATO și deci este un spațiu de interes al NATO, este o zonă de apărare colectivă. Discutăm teoretic, pentru că, sigur, ipotetic, cam atât putem să facem în acest moment. Această linie de nouă de demarcație între un bloc NATO și Federația Rusă poate să însemne, în primul rând, riscul de confruntare, exact cum spuneți, dar poate să existe și riscul unui nou tip de echilibru de putere în care Rusia, dacă se confruntă cu o perspectivă de a avea sistemul defensiv NATO, care este superior celui rusesc, sigur, are două posibilități. Ori să încerce echilibru, să accepte balanța de putere nouă formată sau, bineînțeles, să provoace un asemenea conflict. Iar cred că mai există încă destul de multă rațiune și logică undeva prin, pe holurile sau prin birourile de la Kremlin, în care să se accepte mai mult balanța de putere și mecanisme de descurajare reciprocă decât o nouă aventură distrugătoare. 0372069599, pornim de acum dezbaterea. Iată și întrebările pe care vi le adresez astăzi alături de Claudiu Degeratu. Trebuie primită Ucraina în NATO? Ce urmărește Putin după anexarea celor patru regiuni? Și credeți că anexarea asta duce la un final al confruntărilor sau, de fapt, la agravarea lor? Care e scenariul vostru? 0372069599. Titi, salutare! Ești primul care vorbește la România în direct. Bună ziua, cu respect, salutări ție, invitatorului tău și ascultătorului Europa FM din Brașov, vă sun. Sunt pe drum, de fapt, spre Brașov. Eu am intuit, am asemănat într-un fel la anexarea asta cu situația din 1938-1939, când Hitler își făcea încălzirea cu regiunea sudetă din jurul împrejurul Cehoslovaciei. Eu așa am văzut și atunci. A fost prima mișcare, după care a anexat Austria, adică Polonia și așa mai departe. Ei, du-ți teoria până la capăt. Ce vrei să zici? Că Putin nu a visat să oprească numai regiunea asta, care e bogată în minereuri, ci să-și pună, să ocupe pe cât posibil Ucraina, să-și pună un președinte gen Lukashenko, un vasal acolo. Nu a visat să se lungească războiul aproape pe un an de zile, ci el a crezut că o să facă ceva blitz ca la nemți. Numai nu s-a uitat la lui din biroul lui de acolo, din buncărul lui, nu a fost conform cu realitatea ce s-a întâmplat în teren. Și ce urmează? Tot un război de uzură. La întrebarea, prima întrebare, eu cred că da. Ar trebui ca, eu știu, granița Uniunii Europene să mute dincolo din Istru. Asta trebuie să vadă toți conaționalii mei, pentru că atâta timp cât granița este la Galație, aici, la Prut, e rău. E rău. Din toate punctele de vedere. Da, mulțumesc. Mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. E un mesaj pe 0728 3132. Știți că avem și o mesagerie de WhatsApp. Indiferent dacă intră sau nu Ucraina în NATO, noi tot cu amenințarea la graniță stăm. Renunță Ucraina la cele patru regiuni, se termină războiul și se creează un precedent. Peste patru ani vine lui Putin să anexeze și Moldova.
fiindcă Transnistria e pe teritoriul Rusiei prin referendum. Da. Da. E, mă rog, este scenariul care a fost analizat și descris pe toate, în toate detaliile, că, exact cum spunea și Titi mai devreme, discutăm de fapt de o escaladare în etape, de fapt, al acestei agresiuni rusești și ne putem aștepta după aceea să mai găsească câteva oblasturi, câteva regiuni din Ucraina care să fie, de fapt, rusofone, care să fi fost, să zicem, matricea istorică a poporului rus, de fapt, și care merită să fie anexate din nou. Se poate merge până la Praga, sigur. 0372069599. Cristian, salutare, ești la România în direct. Să intre Ucraina în NATO sau nu? Vă salut, am onoarea. Păi, întrebarea este dacă vreo țară din Europa ar fi mai pregătită decât Ucraina să intre în NATO. Părerea mea personală că ucrainienii sunt în pole position față de multe țări care să ar putea să spună, domne, merităm cu adevărat. Nu mi-aduc aminte vreo țară nici limitrofă nouă și nici mai departe spre vest care să fi dus un asemenea război și care să justifice cu adevărat, să zicem, Ungaria, Cehia, Slovacia, nu știu, va participa cu trupe și noi. Eu vă spun că aici e relativă treaba, domne, dacă am participat în Afganistan, Kosovo, Irak. Nu, stai un pic. Stai un pic. Ce zici tu acum, Cristian, este că armata ucraineană e cea mai bine pregătită și cu experiența cea mai mare din regiune, da? Asta este părerea mea, da. Și ok. E confirmată treaba asta. Bun, chiar dacă ei utilizează armament occidental. Bun, de acord, dar să știi că una e una, adică ei sunt foarte bine pregătiți. Mai zice cineva pe mesaje, zice, domne, ar fi excelent pentru noi să intre, că am avea o zonă de securitate cu o armată foarte bine pregătită în fața noastră și n-am mai avea probleme cu Rusia. Dar oare e adevărat că nu am mai avea probleme cu Rusia? Rusia nu ar considera că NATO este cea care agresează pentru că... Rusia de cine a fost agreată, domnul Striblea? Agresat. De ajuns, unde a ajuns acum? Nu a fost agreată de Madame Merkel, de Trump, care se pupa cu Putin. Și spunea și de Macron, care era între ape. Cine a format pe Putin și l-au susținut până a ajuns la nivelul ăsta? Dependența Germaniei de gazul rusesc, în principal, faptul că este cea mai puternică țară a Uniunii Europene și are un cuvânt extraordinar de greu de spus, 29 de state pot să spună din 30 că nu Ucraina să adere, dacă Statele Unite, sar de la una, îmi cer scuze, vreau să ating... toate ideile, că ce aveam să le... Înțeleg ce spui. Da. Deci, ideea este în felul următor. Ucraina, din punctul meu, că asta m-ați întrebat, dacă merită, da, merită. Și vă mai spun ceva. Cele patru regiuni anexate acum, Zaporojie, Donetsk, Lugansk și, și Herson, contează dacă cineva recunoaște sau nu apartenența lor la Rusia? Nu știu cât influențează politica lui, domne, nu recunoaște Germania, SUA, Franța, Uniunea Europeană pe ansamblu și Australia și așa. Și care e problema? Ce, Crimea a recunoscut-o cineva? De aia nu-și face Putin mendrele și nu a militarizat-o. Vreau să spun și... Stai o secundă, că voia să intervină domnul Degeratu. Păstrează-ți o secundă. Cristian cred că are dreptate. Noi am avut o politică de coexistență și chiar să încercăm să avem un fel de parteneriat cu Rusia pentru securitatea și stabilitatea, în special stabilitatea în Europa. Nu se spunea securitatea mai puțin, dar multă vreme lider pe care i-a prezentat și Cristian, cam asta s-a dorit. Vina a fost a Rusiei, clar a încălcat toate aceste, să zicem, intenții bune ale noastre și în al doilea rând meritul Ucrainei de a intra în NATO și eu spun că are un merit, din păcate în NATO nu se intră doar cu armata. Să intră cu instituții, să intră cu societate, cu teritoriu, cu, da, și cu probleme. Da, și aceasta este marea problemă, pentru că NATO este și o organizație politică și atunci se discută nu doar partea militară,
se discută și partea, și partea aceasta, să zicem, sensibilă, politică și economică, pentru că este foarte clar. Una, vedeți, noi avem un anumit sistem defensiv NATO în România. Gândiți-vă la cât de mare este Ucraina și care va fi efortul NATO de a investi în apărare. Dar, Cristi... Așa este. Domnul Striblea, ultima idee, vă rog. Decât vreau să vă spun că, nu știu, un popor este vorba aceea a dat colac zilei. Eu spun așa, să dăm totuși colac zilei, că nu știu din aia 70.000 de militari care avem noi, profesioniști, cât ar face ce fac soldații ucrainieni din punctul meu de vedere, poate mă înșel, și să vă spun, acum nu vreau să sune nici cum, dar o parte din vină că ăla care are 3.000 de lei, militarul angajat pe bază de contract, dintre care 1.100 sunt normă de hrană, și acolo, ziceți, firmele generalilor își fac, îi obligă să mănânce în unități, nu prea văd. Cristian, eu cred că ești de acord cu mine că, de fapt, Armata României își va face datoria. Așa cum și ucrainienii își fac datorie. Vă dau cuvântul meu de om, chiar e ultima frază, vă dau cuvântul meu de onoare. Am tendențial pe lângă unitățile militare, eu sunt din Craiova. Dom'le, vă spun cu mâna pe inimă, la ora 4, nu știu, cum să zic, poate mă înșel, dar în principiu nu prea mă înșel, că să vedeți și dumneavoastră, dacă puneți o cameră de filmat să filmați ce cadre militare părăsesc unitățile României, vă spun eu că sunteți, da, ați fi consternat. Eu înțeleg. Nu vreau să judec omul după să nu generalizăm. Cristi, mulțumesc tare mult, că vreau să iau și alte telefoane. Eu cred că există un corp de elită la Armatei Române, nu? Cu siguranță. 10-15 mii de militari făceam noi mult în calcul. Mai mult de 15 mii? Mult mai mult, da. Ok. Avem un corp de elită la Armatei Române. Știu că situația nu e cea mai fericită, mi-ați descris-o aici în emisiune și poate ar merita să mai facem din nou această emisiune în care să-mi povestiți despre starea armatei din România, dincolo de furturi, armament prost, mă rog, chestiuni de genul ăsta. Nicoleta, salutare, ai venit la România în direct. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate pe care mi-o dați. Întrebarea dumneavoastră a fost foarte clară și domnul Begeratu este un profesionist, deci nu pot spune nimic împotriva părerii dumnealui. Da, puteți să spuneți împotriva părerii oricui, stați un pic, da? Spuneți-ne părerea dumneavoastră atunci, să începem de aici. Da. Voiam să spun că am aceeași părere cu domnul Begeratu. Ce se întâmplă? Toate persoanele se concentrează asupra figurii acestui om numit Putin, care este o persoană deja dezechilibrată. De ce? Pentru că a trăit, cum spun, în Occident, eu trăiesc în Italia de foarte mulți ani, a trăit izolat complet de ideile Occidentului, nu a fost încurajat să ia aceste decizii în istoria Rusiei. Istoria Rusiei ne învață foarte bine că este un popor care totdeauna, la distanță de 20-30 de ani, trebuie să facă o cucerire, să se pună în evidență ca putere foarte mare politică. Mă scuzați, am doi gemeni și fac un pic de zgomot. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Acest om are o formație puternică, sovietică, din anii 1970-80-90. A fost un spion de calitate excelentă. Doamna Merkel îl cunoaște cu defectele și toate părțile lui, să zicem așa, speciale. Și ce credeți că va face? Și ce credeți că va face? Că așa, personalitatea lui, sigur, o deslușim mai mult sau mai puțin. Multă lume, mă uitam și pe mesaje, spune că și-a pierdut mințile. Ce credeți că va face, după evaluarea dumneavoastră, în condițiile date? Da, acest om, întâi și întâi, speră să reușească să
izoleze fiecare țară din vest cu problemele ei și din cauza asta a încercat această carte foarte importantă a gazului, da? Eliminării furnizării gazului prin aceste șantaje, fie politice, economice și așa mai departe, el va retrage încet, încet, pentru că nu este la înălțime cu armata așa să meargă în acest moment, înainte cu războiul de cucerire al diverselor părți ale Ucrainei. Dar în același timp, el trebuie să-și recucerească stima poporului său. Și din cauza asta a făcut și ce-a făcut toată e foarte interesant că spuneți asta. Da. Mulțumesc tare mult, Nicoleta! Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Aici mie mi se pare însă că noi avem o percepție sau nu reușim să percepem ce e la Moscova. Eu nu știu dacă Putin și-a pierdut stima poporului. Credeți că și-a pierdut stima poporului Putin? Din, să zicem, sondajele de opinie între ghilimele, că e greu de spus, sprijinul a crescut. În primăvară era mai crescut decât în februarie, să zicem, pentru liderul rus. Dar cred totuși că are o problemă, într-adevăr, de credibilitate. Întotdeauna, și asta, sau cel puțin, sesizez din mentalitatea și din psihologia poporului rus, că este un fel de dualism, așa, o tensiune între loialitatea față de maica Rusiei și loialitatea față de țar sau față de tătuc, care câteodată e secretar general, câteodată e președinte, câteodată e țar. Dar între cele două elemente, așa, din câte îmi dau seama, Putin este cumva obsedat de ideea asta de a fi, mă rog, în centrul atenției, de a fi liderul cel mai important, pe când cred că o parte din ruși încep să se gândească mai mult la ce se va întâmpla cu Federația Rusă, nu la ce se va întâmpla cu liderul rus în viitor. Asta e o chestiune care merită discutată, dar uitați aici un mesaj la 0728 3132. Războiul de-abia acum începe. Eliberarea teritoriilor anexate va fi un motiv de viol teritorial pentru Rusia. Primirea Ucrainei în NATO va ascuți și mai mult săbiile, spune unul dintre ascultătorii noștri. Adică e posibilă și varianta asta. Sunt foarte posibile. Da, sigur, posibilități sunt. Vedeți că nici noi nu ne gândeam că vom avea două țări neutre, Finlanda și Suedia, să intre în NATO așa rapid, vijelios. Acum suntem undeva într-o zonă foarte deschisă a unor opțiuni în care intrăm într-o eră în care putem să luăm decizii strategice destul de surprinzătoare pentru ce știam până acum, inclusiv ideea că am putea avea un aliat cu probleme pe teritoriu, cu trupe rusești acolo și în același timp să-l considerăm ca fiind de facto NATO, și să facem mai mult decât facem acum, pentru că, vedeți, sunt țări ca Polonia, țările baltice, care spun, domnule, trebuie să facem mai mult din punct de vedere militar pentru Ucraina, iar ceilalți întreabă ce vreți mai mult. Păi am vrea dacă putem să trimitem trupe, dacă putem să trimitem mai mult acolo, fără însă de a implica, de a trage NATO într-un conflict. Ei, lucrul ăsta să știți că va persista, dar va persista de ce? Pentru că dacă vă uitați în discursul lui Putin, ultimul discurs de la anexare, 80% se referă de la fapt la cum trebuie să demonizăm vestul și mai ales e un semnal clar că urmează, cum spunea și Nicoleta, să se ocupe mai mult de vest. Se va ocupa și de Ucraina, între ghilimele, dar probabil că vor fi mai multe acțiuni asimetrice împotriva vestului. Vedeți alegerile din Bulgaria, exemplu, da? Și din alte state și revenirea populiștilor și a multor extreme la conducere în diverse state. Ștefan, salutare, bine ai venit la România în direct. Cum îți sună? Alo. Ne auzi, da? Alo, mă auzi? Da, da, da. Cum îți sună? Sunt în trafic undeva între Deva și intru acum pe Valea Mureșului. Sunt șofer de tir, v-a spus de la începutul emisiunii. Da, în legătură cu continuarea războiului, cred că ca să intre Ucraina în NATO, trebuie să renunțe la acele teritorii cum a renunțat și România când a devenit țară membră NATO. Iar Ucraina
ca să intre în NATO, trebuie să renunțe la aceste teritorii. Se va face încă o împărțire a Europei, cum a fost la Ialta, și toată lumea o să fie bine. Nu o să lupte niciodată NATO cu Rusia pentru Ucraina. Prin tehnică militară, da. Prin susținere, prin sume de bani, prin astea. Dar ca și soldați, nu va lupta cu Rusia. Păi n-ai auzit că Polonia de-abia își dorește să trimită trupe acolo. Polonia e țară NATO. Și Polonia vrea să trimită trupe în Ucraina? Asta a zis acum, mai devreme, domnul Degerato, exact asta a explicat, că Polonia gândește la o misiune oricum internațională, susține ideea. Vedeți că noi am fost și în Afganistan și tot își puneau mulți problema de ce să te duci până acolo și să riști să ai acțiuni teroriste împotriva țării tale. Deci cumva și logica asta a războiului, modul în care escaladează Putin te obligă la un moment dat să iei din ce în ce mai multe măsuri militare și anumite țări, mai ales cele care au parteneriate strategice cu Ucraina, relații bilaterale solide, sunt preocupate, pentru că, vedeți, Polonia știe că Putin va pune arme nucleare în Belarus, la graniță cu Polonia. De asemenea, dacă dacă Ucraina cade și își pune cineva, Moscova își pune un lider pro-rus la Kiev, atunci va avea o problemă de graniță cu Polonia. Deci, cumva, suntem și noi cam în aceeași situație în care ajungem la această decizie cât mai putem să contribuim militar fără să ne implicăm direct. Iată, asta e explicația. Trupe în nume propriu, să înțeleg, nu da, da, în da. Da. Da, da, deci există o variantă, adică se discută, sigur, destul de multe variante în care să nu existe umbrela NATO. S-a închis telefonul, da, deși l-auzeam, îmi pare rău. De asta e explicația, adică e posibil să trimiți tu Polonia militare acolo sub... Ești NATO... E foarte greu, într-adevăr, e foarte greu, dar gândiți-vă că la fel de complicat va fi dacă va avansa sau vom avea, o armată rusă numeric de 3 ori mai mare sau vor veni cei 300.000, 400.000 de soldați ruși, să zicem, până la sfârșitul anului, care vor avansa în continuare sau vor avea un alt curs al conflictului. Și atunci, sigur că toată lumea își pune întrebarea, de fapt, dacă această evoluție pe teren nu cumva ne obligă măcar să pregătim un plan pentru așa ceva. Dana, salutare, ești la România în direct. Bună ziua și bine v-am găsit. Să știți că am intrat în primul rând pentru că la analizele astea geostrategice și militare femeile intră foarte puțin sau deloc și astăzi am mai intrat una, deci mi se pare de mai pomenit. Așa, acum la întrebările dumneavoastră, da, fără discuție, Ucraina trebuie să intre în NATO. Au demonstrat că sunt foarte bine pregătiți, sau cel puțin s-au pregătit foarte bine în ultimii ani și în ultimele luni de când a început războiul. Instructorii militari care pregătesc în UK, inclusiv în Suedia, că aici au pregătit... Suedia le-a dat echipament pentru deminare și au pregătit echipe pentru deminare și sunt de-a dreptul entuziasmați de felul în care ucrainienii receptează, asimilează și pun în practică informațiile pe care le primesc. Deci, din punct de vedere al pregătirii și al logisticii, fără discuție, Ucraina se califică pentru intrarea în NATO, dar așa cum știm, până la urmă este vorba despre un proces destul de lung. Semnarea cererii nu înseamnă aderarea automată. Va mai dura până când se va lua o decizie și sunt convinsă că multe lucruri se vor întâmpla până atunci. Dar ideea este, noi ce credem ca societate? Adică tu ce crezi? Pentru că, uite, politicienii români s-au exprimat. Și, eu sunt absolut pentru. Okay. Vreau să vă spun că în momentul în care toată lumea a discutat dacă atacă sau nu Putin cu armata masată la granițe, am spus fără discuție că va intra Putin în Ucraina, pentru că suedezii se pregăteau deja de război aici. Rusia structurase nave și avioane deasupra Suediei și în insula Gotland se făceau pregătiri
intense cu ridicarea nivelului de alertă și transferare de armament, insula Cotrân fiind insula Bastion în Marea Baltică a Suediei, înainte de a intra Putin în Ucraina. Dana, uite ce zice unul dintre ascultătorii noștri pe WhatsApp. Dacă Ucraina intră acum în NATO, va începe al treilea război mondial. A, nu, nici vorbă. Războiul este în desfășurare, referendumurile, anexarea celor patru regiuni, acolo este clar pentru toată lumea de ce s-a făcut, pentru că Putin își dorea un argument prin care să, să folosească arma nucleară, cum spunea invitatul dumneavoastră, sau pur și simplu să apere, să atace acele regiuni. Nu cred că se va întâmpla mai mult decât se întâmplă acum. Ucrainienii își recuceresc teritoriile, vreau să spun, abia ăsta pare să fie un blitzkrieg, ceea ce se întâmplă acum cu recuperarea regiunilor ocupate de ruși într-un ritm extraordinar de alert. Este absolut incredibil ce se întâmplă în fiecare noapte și unde ajung în fiecare dimineață. Mărimea armatei rusești pe care ar putea o mobiliza Putin, cum spunea domnul de mai înainte, nu știu dacă va influența foarte tare evoluția, pentru că s-a văzut foarte clar că în materie de dotări, în materie de tactică, în materie de strategie militară, rușii sunt praf la ora asta. Se știe, sau se putin se bănuie din dinamica a ceea ce se întâmplă sau se bănuie că se întâmplă la Kremlin, că Putin conduce personal operațiunile. Așa, în ultima operație militară. Da. Mă rog, nu știm. Dar stai o secundă, că vreau să-l rog pe domnul Degeratu să ne răspundă la o chestiune care a circulat în spațiul public. Să spune că această armată de mobilizare a Rusiei nu e foarte bine pregătită, este evident, fiind recruți, fiind oameni de o anumită vârstă care au trecut prin armată, dar în același timp există această informație, teorie să-i spunem, că există grupări militare pe care Rusia le pregătește în Estul Extrem și în care avea rezerve. Are sau n-are? Care sunt datele pe care le știți acum? Fiecare regiune militară rusă are o structură fixă de apărare teritorială care, în general, nu se trimite pe nicăieri și are aceste unități disponibile care sunt pentru a ajuta anumite regiuni. Sunt mutate rapid pentru că întotdeauna Federația Rusă a avut o problemă cu această mobilizare din Extremul Orient să aduci în districtul militar de vest, în zona Sankt Petersburgului, e o problemă. Pentru că, vedeți, demografic, Federația Rusă are o mare problemă de a mai asigura forță luptătoare. Eu sunt convins că au luat în calcul și să mute aceste unități care sunt pentru apărarea teritorială, pentru că sunt oricum constituite și sunt mai bine pregătite, să trimită din ele pe front și rezerviștii să se ducă în aceste zone. În permanență, chiar înainte de această mobilizare, Federația Rusă a încercat să pregătească aproape, se spunea, vreo 40 de regimente noi, în care guvernatorii erau obligați să facă un fel de mobilizare mascată până când să se anunțe mobilizarea parțială. Și, bineînțeles, rezultatele, cum spunea și doamna, sunt slabe, dar noi discutăm aici de această combinație între o forță slab pregătită, dar numeric este superioară armatei ucrainiene, și forța de foc care rusească, care în continuare este mare, dar bineînțeles există partea cealaltă, adică o strategie catastrofală și o lipsă de coeziune clar între comanda, controlul armatei ruse și trupele respective. Părerea mea este că se ajunge la un fel de conflict degradat, adică un conflict care e mai mult de uzură, cu mici avansări, cu mici probleme, iar Ucraina are nevoie și ea de o forță de rezervă serioasă pentru a scoate un inamic care este superior numeric. Chiar dacă e slab pregătit, încă nu avem situația, din primul război mondial, când trupele rusești, marile unități rusești plecau de pe front în bloc și lăsau frontul liber neacoperit de nimic. Nu suntem încă în situația respectivă. Avem
retrageri astea haotice, semi-haotice, dar nu discutăm de un fel de dezarmare și fugă de pe front la modul deci respectiv. Mai durează. Mai durează, din punctul meu de vedere. Să știți că eu nu sunt, să știți că nu sunt de acord cu varianta asta, adică Putin și-a fi păstrat cei mai buni la urmă, pentru că războiul durează de 7 luni, iar înfrângerile au fost extrem de dure, deci începând de la Kherson, Liman, tot ce s-a n-am spus că sunt cele mai bune, spun doar că sunt acele unități care în general sunt considerate ca importante pentru apărarea teritorială a celor mai importante regiuni militare și ele sunt gata constituite și sunt rutinate, adică au, sigur, gradul lor de combativitate e altă discuție, însă nu am spus. Cele mai bune, într-adevăr, sunt în districtul militar de vest, zona Kaliningrad. Unii au fost și aceia au avut mari înfrângeri la începutul războiului, vă aduceți aminte de luptele din jurul Kievului, în special forțele speciale, dar și trupele aeropurtate și, bineînțeles, unitățile de gardă de tancuri. Da, blindate. Wagner, da. Tot ce au considerat ei că este mai bun, a fost aruncat deja în luptă. Da. Rezervele sunt așa cum sunt cu moralul la pământ și pe de cealaltă parte, în Ucraina au fost temporizate mobilizările pentru că erau prea mulți oameni care voiau să intre în armată și să... E chiar o știre de zilele trecute. Și asta o întrebare. S-a amânat puțin. Deci e cumva disproporționat numărul mare, pregătirea proastă, da, moralul căzut și așa mai departe, pe de-o parte, pe de cealaltă parte pregătire bună, arme, oameni cu un moral absolut extraordinar. Deci felul în care luptă ucrainienii și felul în care își păstrează moralul pe front este de manual. Da, eu merg pe estimarea NATO și a secretarului general că totuși conflictul va mai dura cel puțin până anul următor. Da, poate păstrăm asta ca o concluzie astăzi, că nu mai avem mult timp la dispoziție. Mulțumesc, Dana. Domnule Degeratu, așadar, o primă întrebare care îmi vine în minte acum, da, de fapt Ucraina mai are rezervă militară, adică mai are oameni? Știu că ținta pentru acest an, care a angajat-o în primăvară ministrul apărării ucrainean, ar fi să existe în armați 1 milion de militari ucrainieni. Pe lângă rezerva care probabil oricum e pregătită pentru anul următor. Deci cel puțin asta s-ar dori ca până la finalul anului să, cu ajutorul militar străin, să existe 1 milion de soldați ucrainieni. Iar dacă e să tragem o concluzie după aceste zile, către ce ne îndreptăm? Ne îndreptăm către o continuare a conflictului și mai multe acțiuni împotriva vestului din partea Federației Ruse. Asimetrice, nu asimetrice, pe front. Asimetrice. Asta ce înseamnă? Înseamnă conducte vizate de gaz, înseamnă cabluri de internet, înseamnă multe șicane împotriva unor activități aeriene la zona de contact cu Federația Rusă, înseamnă mai mult spionaj, mai multe acțiuni cibernetice, probabil și mai multe acțiuni de natură economică pe linia folosirii unor vulnerabilități legate de materii prime strategice. Mulțumesc tare mult pentru prezență, mulțumesc și vouă pentru telefoane. Sigur că e un subiect la care o să ne întoarcem săptămânile astea, viața și istoria ne obligă. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.